Salutare și bine am găsit la un nou episod din Artea de a fi barman. Eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu și astăzi vom vorbi despre Starbucks. Mai mult ca sigur că sunteți la curent cu acest lanț internațional de cafenele, însă acum o să vă povestesc o chestie pe care probabil nu o știți și acesta va fi subiectul de astăzi. Acum ceva vreme eram la masă cu un tip care venise în România din Siria și îmi povestea că are acolo un prieten care avea o cafenea și pentru că ea nu mergea așa cum și-ar fi dorit el, s-a gândit să facă un rebranding ca să își crească vânzările. Așa că a închis cafeneaua, a pus acolo un afiș pe ușă, rebranding, iar în interior nu a făcut mari modificări, pur și simplu a dat tot ce era jos pe pereți și avea legătură cu fosta cafenea și a pus acolo, a scris Starbucks, bineînțeles, care nu era afiliată la lanțul internațional. Cum a dat drumul, a început să aibă foarte mulți oameni care veneau acolo, își făceau poze, beau aceleași produse, la aceleași prețuri, dar sub alt loc. Oamenii erau fascinați că acolo există un Starbucks, se gândeau cum au reușit americanii, pentru că Starbucks-ul este un concept american, să deschidă o locație Starbucks chiar în Siria. Bineînțeles, Starbucks-ul nu avea nicio legătură, practic omul acesta a pus doar semnele lor. Și cineva l-a întrebat acolo, nu ți-e frică că o să vină ăștia de la Starbucks și o să te ia în judecată? Pentru că tu practic aici ce faci o chestie ilegală. Și omul a răspuns simplu, da, știu care sunt riscurile, îi aștept pe cei de la Starbucks în Siria să vină să mă dea în judecată. Și cam asta a fost povestea, cafeneaua încă rulează și prima oară când am văzut acel lucru mi s-a părut o chestie foarte faină și zic, mamă, ce tare, cum a reușit ăsta să facă lucrurile astea, ce tare, uite, așa și așa, și eram foarte, foarte entuziasmat de treaba asta. După care am stat o perioadă și am început să mă informez despre Starbucks. Unul din interesele mele este să aflu cât mai multe lucruri despre companii care au succes, să văd exact care este formula lor de reușită. A fost un studiu de caz pe care l-am parcurs un pic mai încolo și am rămas foarte surprins de ceea ce am văzut. Pentru cei care nu cunosc istoria acestui brand, el a fost fondat în 1971 și din prima zi misiunea lor a fost să livreze o experiență tuturor consumatorilor de cafea. Însă, cu timpul, compania a avut succes și a început să deschidă mai multe magazine. Au început cu 4 magazine în Seattle, în America, după care au început să se dezvolte peste tot. Problema atunci când vrei să te extinzi este puterea de replicare, adică cum faci ca fiecare magazin pe care îl deschizi sau pe care îl oferi sub formă de franciză să aibă aceleași caracteristici. Din punctul de vedere al construcției era foarte simplu pentru că aveau niște planuri pe care le urmau, dar mai greu a fost cu partea de experiență. Cum puteau să facă ca fiecare magazin al lor să ofere aceeași experiență. Aici vorbim de o perioadă în care competitorii săi direcți, McDonald's și Dunkin' Donuts, au început să introducă și ei partea de cafea în meniul lor și de aici oamenii au început să vorbească de faptul că cei de la Starbucks nu mai oferă aceeași experiență, cafeaua lor nu mai este așa bună și uite așa lucrurile au început ușor, ușor să se ducă la vale. Un tip pe nume Howard Schultz, care a fost CEO-ul companiei de două ori pentru mai mulți ani, a avut această misiune grea de a readuce Starbucks-ul la faza inițială și aici mă refer la partea de experiență, adică practic misiunea lui a fost ca fiecare cafenea Starbucks să îndeplinească criteriile pe care el le-a prevăzut atunci când a preluat compania. Și așa a început să evalueze fiecare problemă pe care avea cafeneaua și a dat seama că cele mai mari probleme erau legate de stoc, adică marfa se termina foarte, foarte repede și la ora 3 oamenii nu mai puteau să ofere aceleași produse pe care le-au oferit de dimineață și doi, nu exista acea experiență, acel customer service. Oamenii intrau și angajații nu-i băgau în seamă sau făceau altceva sau se purtau neprofesional și așa mai departe. Și cel mai important lucru, practic aici vreau să ajung, este faptul că în ciuda acestui lucru a luat o decizie radicală și aici vorbim de un moment în care Starbucks avea undeva
la 150 de unități în toată America, în fiecare zi, fiecare Starbucks s-a închis timp de 3 ore pentru ca oamenii, personalul să fie reinuit. Ceea ce mi se pare foarte tare. Deci cât curaj să ai, ca și o companie, și mai ales o companie de genul acesta, da, de o companie din Horeca, să închizi în fiecare zi, timp de 3 ore, pentru ca oamenii să poată să fie trainuiți, personalul să fie pregătit ca să poată să ofere acea experiență care le lipsea. Și practic asta scria și pe afișele de pe ușă, suntem închiși pentru 3 ore, ne pregătim personalul pentru a vă putea oferi experiența pe care o meritați. Nicăieri în istoria industriei noastre nu s-a pomenit așa ceva, nimeni nu a avut curajul să facă acest lucru în afară de acest Howard Schultz. Bineînțeles, sunt două situații. Una, poți să dai kicks și să te duci și mai la vale, sau poți să ai succes exact ceea ce a avut Starbucks-ul. Pe lângă că a fost o mișcare mediatică foarte bună, oamenii au înțeles viziunea lor. Și aici mă refer la oaspeții care veneau în locațiile lor. Au înțeles că această companie face un efort în plus pentru ca ei să beneficieze de o asemenea experiență. Deci lucru care mie, încă o dată vă spun, mi se pare foarte, foarte tare și nu cred că o să mai întâmple vreodată așa ceva. Cel puțin dacă ne raportăm la România, la noi nu se întâmplă traininguri an la rând în locații. Nu vorbim în fiecare zi să închizi 3 ore pentru așa, nici vorbă. Dar ce este păcat că la noi nu se întâmplă niciun fel de training. Pe bani, fără bani, în timpul programului, în afară, la noi nu se întâmplă treaba asta. Așa că, din punctul meu de vedere, Starbucks-ul aici a primit o bilă lui, cel puțin din partea mea. Acum, dacă ne întoarcem la prima poveste, cea despre cafeneaua din Siria, după ce am citit povestea Starbucks, nu mi s-a mai părut așa tare. Nu mi s-a părut foarte tare faptul că ei au luat de-a gata munca unor oameni care a avut loc pe parcursul a foarte mulți ani. Nu mi s-a părut foarte tare că nu au cerut permisiunea. Nu mi s-a părut foarte tare pentru că au vrut să înșele lumea. Și de fapt despre asta este vorba în episodul de astăzi, despre copiat, despre asumat chestii care nu sunt ale tale, lucruri care se întâmplă din nefericire în lumea barului din România, dar și din afară, însă eu o să mă concentrez pe ceea ce se întâmplă în România, pentru că sunt mult mai informat în ceea ce privește acest subiect. Așadar, știm cu toții că se întâmplă de foarte multe ori ca barmanii să fure între ei rețete, concepte, ritualuri, serve-uri și așa mai departe. Ce nu mi se pare o chestie? Faptul că nu se oferă credit niciodată. Adică, dacă tot îți place ceva și îl folosești la tine acolo, de ce neapărat vrei să spui că este al tău, să ai gândit de tine, să ai făcut de tine? Cu ce te ajută? Ai mai multe like-uri pe Facebook sau pe Instagram sau pe alte platforme sociale? Sau aici nu înțeleg eu. De ce nu se oferă credit? Ok, ai luat o chestie de-a mea. Bine, pe lângă asta, în primul rând, mi se pare super interesant să întrebi oamenii. Adică, dacă îți place ceva, să vorbești cu un respectiv. Băi, îmi place modelul ăsta sau îmi place asta sau îmi place asta, aș vrea să o folosesc, mă lași da sau nu. Și atunci poți să o folosești. Și asta mi se pare, în primul rând, o chestie de bun simț. Chiar astăzi am citit un articol pe Tales of the Cocktail legat de cocktail copyright sau trademark sau chestii de genul acesta. Ei bine, la noi nu se aplică, dar este un articol foarte, foarte interesant și acolo puteți să citiți niște povești interesante despre lumea barului la nivel internațional, unde au avut loc procese pe bani grei legate de patente furate, idei, concepte, nume de băuturi și așa mai departe. O să las link-ul mai jos în descriere să-l citiți și voi dacă n-ați apucat, dar vreau să mă întorc la partea asta. Ok, și am avut băuturi pe meniu unde am lucrat, care mi-au plăcut foarte mult și care au aparținut altor oameni, dar de fiecare dată am pus acolo. Nu știu, iarăși o băutură foarte tare ce a fost la modă în Brașov cu vreo 2 ani, era Coconut Daiquiri. Rom alb, piure de cocos,
suc de lime, shake, double strain în pahar pre-chill și decorat cu piper proaspăt înduțit. Băi, o senzație, o băutură super, super bună. Băutura asta am descoperit-o în Barcelona, când am fost într-o vacanță, iar barmanul care mi-a preparat această băutură se numea Joao Eusebio, un tip ce are un magazin de băuturi alcoolice în Barcelona și multe alte proiecte interesante pe acolo. Mi-a plăcut băutura, am ajuns acasă, m-am gândit să o pun pe meniu, am vorbit cu el prima oară și am pus acolo pe meniu. By Joao Eusebio, Coconut Daiquiri. N-a fost nimic complicat, n-a însemnat că eu am fost mai prezos sau whatever. Băutura s-a vândut, oaspeții din barul respectiv unde am lucrat s-au putut bucura de ea. Și cam asta este. Deci, încă o dată, e ok să te inspiri și diferența între inspirație și copiere este foarte, foarte mare, pentru că noi cu toții ne inspirăm când facem orice chestie, nu știu, că faci un model în cafea, că faci o mișcare de flair, că fac eu un cocktail sau un garnish sau whatever, cu toții ne inspirăm. Sunt puține lucruri care sunt 100% originale și care ne aparțin întru totul. Dar de aici până la a copia o băutură, nu știu, o rețetă, un concept și așa mai departe, e drum lung. Și aici cred că avem o mică problemă cu barmanii care nu își asumă chestia asta. Ok, nu poți să crezi, n-ai imaginație, n-ai timp, n-ai chef, oricare ar fi motivele. Plătește pe cineva să facă lucrul ăsta pentru tine dacă tu nu ai timp și nu ai chef și așa mai departe. Nu te aștepta ca alții să muncească zile, nopți, săptămâni, luni, la rând, ani, whatever, pentru că o idee simplă se poate dezvolta în vreo câțiva ani. De exemplu, când am început cursul altă de a fi barman, n-am zis azi gata, azi fac cursul și mă dăm drumul. A fost o perioadă de aproape 2 ani, un an și 7-8 luni, în care am luat fiecare aspect în parte, să vedem dacă e bine, dacă nu, ce putem face, cine vrem să vină, cum vrem să desfășoare, ce se întâmplă și așa mai departe. Și a fost o perioadă îndelungată în care noi am avut timp ca să ne documentăm. Da, a fost o idee inspirată, că sunt cursuri, se întâmplă cursuri în toată lumea. Dar de aici am pornit de la ideea de a face un curs și după aia l-am personalizat. Am făcut cum am crezut noi mai bine și în continuare facem cum credem noi că este mai bine. Vrem să fie diferit, vrem să fie așa, vrem să fie așa, vrem să fie așa. N-am luat un curs și l-am copiat cap-coadă și l-am pus mai departe. Am văzut că se întâmplă și treaba asta, însă nu o să discut aici. Pe mine mă deranjează strict partea asta de cocktailuri, rețete, ritualuri și așa mai departe. Pentru că se întâmplă următorul lucru. Dacă e, nu știu, barmanul X care a făcut o băutură sau un concept sau ceva și barmanul Y a luat acest concept fără să-l întrebe și barmanul Y îl prezintă mai departe la niște oameni sau într-un bar sau la un concurs sau într-o revistă sau într-un video sau whatever, toți cei care văd conținutul de la barmanul Y vor crede că el a făcut prima oară aceeași chestie și atunci barmanul X, chiar dacă el este autorul acelui concept, nu mai poate să-l mai facă. Pentru că oamenii zic că, băi, barmanul X nu mai copia pe barmanul Y, fii și tu original. Și asta se întâmplă foarte, foarte des. Deci, încă o dată, dacă vreți să faceți ceva sau vreți să reproduceți din munca cuiva, vorbiți prima oară cu persoana respectivă, asigurați-vă că aveți acordul lui și după aceea, ori de câte ori faceți acel lucru, vedeți să menționați undeva, într-un hashtag, într-o descriere, nu știu, printr-un porumbel călător, că persoana respectivă este autorul acestei idei. Și încă o chestie, și chiar dacă cineva are o idee pe care tu poți să o îmbunătățești, nu știu, face un ritual sau o băutură, o rețetă, și tu te gândești că ar fi mai bine dacă s-ar întâmpla așa. Da, s-a întâmplat și în cazul nostru. De exemplu, la ultimul seminar am avut o băutură a unui coleg al nostru și bineînțeles am vorbit cu el. Uite, domnule, uite, ne place foarte mult rețeta ta, vrem să o reproducem, dar vrem să o schimbăm un pic. Însă tu rămâi autorul rețetei originale, o să prezentăm rețeta originală pe care tu ai gândit-o pentru munca ta și noi în paralel să punem rețeta pe care noi am îmbunătățit-o și când zic am îmbunătățit-o, am modificat-o în funcție de oamenii care vin în Brașov sau consumatorii de aici. Pentru consumatorii de aici nu sunt consumatorii din București, din Suceava, din Petrușani, din Sibiu și așa mai departe. Da,
Și eu personal, la purete de ale mele, la Garnish sau ceva, dar au fost momente când am făcut o băutură inspirată de undeva, dar am pus acolo. Țin minte că am avut o discuție cu Alexandru Tudor acum vreo mulți ani, 6-7 ani, dacă nu chiar mai bine. Am făcut garnișul acela, coșulețul acela de gheață, pe care l-am văzut la Max Rockman, barmanul acela rus. E un video pe net, o să-l pun în link ca să vedeți, de ceva ani. Și ne-a plăcut garnișul ăla și l-am făcut și noi la școala brașoveană. Eram eu cu Luca Daniel și aveam acolo o sesiune de mixologie și am făcut ca și garniș acel coșuleț, am făcut un Bloody Mary sau ceva și am pus acolo Rockman Bloody Mary și s-a întâmplat acum 8 ani. După aceea ne-a spus Alexandru, uite așa că am văzut că ați luat băutura de acolo și că nu e ok și așa mai departe. Și după ce am arătat că ne-am avut deja discuția cu Max Rockman și am spus ce vrem să facem și am trecut și numele lui, a înțeles. Deci el avea dreptate să ne atragă atenția, bă, nu e ok ce faceți. Iar i-am arătat că noi am vorbit deja cu omul și așa mi se pare normal. Pentru că cine face chestia aia să fie a lui. În momentul de față nu se mai fac cocktailuri clasice, adică tot ce se întâmplă acum sunt reinterpretări, sunt ajustări și așa mai departe. Dar dacă e cineva care are ceva deosebit sau folosește un ingredient care este special sau care nu se găsește peste tot, mi se pare normal ca să-i acordăm credit. Dragilor, cam asta e. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un share și, de ce nu, un subscribe. Doar așa putem să fim mai aproape unii de ceilalți. Până data viitoare, toate cele bune și v-am salutat. Pa, pa!